Zeci de copii preșcolari ai grădiniței din comuna Viișoara au prezentat la sfârșitul acestei săptămâni sărbătorile Bucuriei, un preambul al Învierii Domnului, cea mai mare sărbătoare a creștinătății. Îmbrăcați în costume populare, micuții îndrumați de profesoara Victorina Lungana, au reprezentat o bucurie pentru auditoriu. Locul de desfășurare a sărbării dedicată Floriilor și Paștelui a fost biserica din comuna Viișoara. Și grâul cel verde în lanma tăsos, vestind cu bucurie învierea lui Hristos. De ce se aprinde cerul în nopții cu luna și ujorul în stele toți învieri se adună? Să stea la sfat, în taină, pentru ca lumea să o vegheze și copiii cu ungeri să viseze. Era gândul Domnului Iisus, răcignit pe cruce sus, deodată pietrele adunând durerile, o roșii s-au făcut o minune de început. Când a înviat Iisus, vestea repede s-a dus în cetățile vestite despre ouăle înroșite, despre învierea lui, ouă roșii. Asta înseamnă învierea Domnului. Judecând după talentul și frumusețea programului susținut de cei mici, iepurașul de Paște sigur va trece anul acesta prin comuna Viișoara.